mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, declarația mea de astăzi se intitulează „Noi mai putem lăsa pe aleșii locali să încaseze la urne de contul birocrației excesive din România”. Cel mai mare dușman invizibil al dezvoltării în România rămâne la 32 de ani de la căderea comunismului, birocrația. În același timp, cei care decontează din punct de vedere politic această birocrație sunt edilii comunităților. Aceștia primesc în mod direct votul din partea oamenilor, dar răspund la final de mandat pentru toți funcționarii din ministere care nu reușesc să dea drumul la timp actelor necesare implementării investițiilor. În ultimii ani, așa cum se întâmplă și în comunitățile tulcene, administrațiile locale fac eforturi uriașe pentru a scrie proiecte care mai apoi să primească finanțări guvernamentale sau europene. Primarii, alături de întregul aparat al lor de specialitate, își dedică cea mai mare parte a timpului realizării de documentații pentru a se asigura că niciun leu nu este pierdut de către comunitate pentru investiții. Cu toții se plâng însă de același lucru. Atunci când vine rândul aprobărilor din birourile administrației centrale, lucrurile se mișcă încet, încetişor sau uneori deloc. Am sprijinit și voi continua să sprijin pe primarii în proiectele lor, merg săptămânal la ministere pentru a obține informații privind dosarele în lucru, pentru a discuta cu miniștrii sau cu directorii sau secretarii de stat în încercarea de a impulsiona circuitul birocratic. Este un efort pe care îl fac cu drag și devotament față de ediri și de comunitățile tulcene, deoarece există astfel și un impact direct al muncii mele în viața tulcenilor. Legile la București nu se fac pentru anumite localități, ele sunt general valabile pentru întreaga țară. Dar ca reprezentant al uneia dintre principalele partide de guvernământ din România, am datoria de a mă implica la firul ierbii, cum se spune. Nu este doar cazul meu, este cazul și multor colegi din Parlament care fac același lucru. Totuși, visez la ziua în care birocrația va fi una mai suplă în România, iar funcționarii vor vedea dincolo de biroul lor și vor înțelege că o investiție într-un podeț, într-o rețea de canalizare, într-un drum asfaltat, continuă să facă diferența pentru mulți oameni între secolul trecut și zilele noastre, între noroi până la genunchi și civilizație, între o viață cu lipsuri și una decentă. Proiectele nu le fac primarii pentru a le lua acasă după, la finalul mandatului, ci le fac pentru oameni. În următorii ani, 80 de miliarde de euro, bani din fonduri nerambursabile și din împrumuturi garantate de Comisia Europeană, vor trebui atrași în România numai pentru dezvoltare. Numai pentru programul național Angel Saligny avem previzionate investiții guvernamentale de 65,5 miliarde de lei, adică 13,3 miliarde de euro. Asta înseamnă automat că trebuie să crească și capacitatea administrativă a României de a cheltui fondurile publice pentru investiții. În ritmul actual, rămânem însă cu banii necheltuiți. Ajungem în situația paradoxală de a avea bani, dar nu-i putea cheltui, pentru că, o spun cu toată sinceritatea, din neștiință sau din rea voință, nu se vrea acest lucru. Pe lângă legile pe care le-am votat, cred că trebuie să venim în fața românilor și cu mare proiect de lege care să pună în ordine birocrația și să crească astfel treptat capacitatea țării noastre de a putea implementa proiectele. Iar după rezolvarea problemelor care țin de legi și proceduri, să ne aplecăm asupra reformării acelor instituții din cauza cărora am pierdut bani de investiții și din cauza cărora riscăm să mai pierdem și alții. Vă mulțumesc. Deputat PNL de Tulcea, George Șișcu.